Un fost milițiant din stânga Nistrului, care acum 5 ani a participat la răpirea și maltratarea a doi soți din raionul Florești, a fost condamnat la 15 ani de pușcărie. Bărbatul a fost trimis după gratii pentru violare de domiciliu, răpire și tortură. El a fost condamnat la plata a 20.000 de euro drept prejudiciu moral. Sentința dată de judecătoria din Soroca poate fi contestată la Curtea de Apel Bălți. Infracțiunea s-a produs în aprilie 2015, când câțiva milițieni transnistreni au pătruns ilegal în casa celor doi soți din satul Vertiujeni, raionul Florești. I-au încătușat, i-au scos forțat afară și i-au transportat cu barca peste Nistru. Potrivit Promolex, timp de 3 zile, familia care era învinuită de furtul unor iepuri a fost ținută într-un comisariat din regiunea transnistreană. Pentru că refuzau să-și recunoască vina, cele două victime au fost bătute cu bestialitate. Coșmarul s-a încheiat în 12 aprilie 2015, când familia s-a întors acasă datorită intervenției autorităților de la Chișinău. Victimele au povestit printre lacrimi abuzurile la care au fost supuși de milițienii transnistreni. Seara, tata, doată, să mă tăjoc de nou, până la ora 4 dimineață. Spuneți cum ați furat iepuri, dar eu spun că n-am furat iepuri. N-am luat cu ce trece. Și ușicani, ușicani, că dacă nu spuneți cum am să spunem noi, nu vedeți casa mea de pinestru, mă mănâncă pește. Merde, este o fost un flat chișor. Eu un băț așa, curos, așa lung. Uite, pălături se cunoaște aici. Aici e vânătere. Nu a spus că e din poliție și... Dar eu am zis să arăte corăci ca să ne arăte și nu vreau să arăte. Eu cred că-s bandiți și nu luat cu deasă din casă. Numeroasele traumatisme de pe corpurile victimelor au fost constatate și de expertiza medico-legală. Potrivit Promolex, cauza penală intentată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova a fost suspendată pentru că învinuiții se eschivau de la urmărirea penală. Cercetările au fost reluate în ianuarie 2020 după ce unul dintre învinuiți a fost reținut. Am încercat să aflăm mai multe detalii despre acest caz de la Procuratura Generală. Ofițerul de presă al instituției Maria Viero nu a răspuns însă la apeluri și nici la mesajul pe care i l-am expediat.